Dancă. Chiar cu Gigi, pe care la Steaua n-ai ajuns niciodată, nu? Niciodată, nicio tangență. Era foarte greu să mai ajungi la... Pentru că fusesești la Dinamo. Da, da, după ce ai fost la Dinamo și la Rapid. Adică n-ai primit niciodată vreo propunere. Nu, niciodată. Bun, dintre ăștia trei, deci, Copos, Porumboiu și Ștefan, dacă ar fi să te întorci, cu care ai vrea să mai lucrezi? Cu toți trei. Cu toți trei? Da. Deși bănuiesc că te-ai certat cu toți trei. Că nu, nu ești m-am certat. Deci cât am la fiecare echipă cât am fost, patronii au avut și de câștigat. În primul rând au avut probleme cu echipele, cu jucătorii, și au fost jucători la toate trei echipele. Și la Dinamo au fost jucători de jucători. Și la Rapid nu mai vorbesc. A fost perioada lui Taher. Gândiți-vă că jucători străini s-a adus atunci. Și da, pe da, ce bani cu Taher. Ce să spun? Nu m-am certat. Cea mai frumoasă echipă, cu iartă-mă, s-ar putea să greșesc. A fost tot aia de la Vaslui cu... Da. Wesley, cu Ada Hilton, cu ea, a fost un moment... Da, a fost o echipă excepțională din toate punctele de vedere și o echipă de profesioniști care la un moment dat mă gândeam de multe ori să fiu foarte atent, că e foarte greu să intri în conflict cu un jucător. Iar după o perioadă de timp, fiind acolo sus, tot timpul în lupta pentru titlu, nivelul de pregătire și de intensitate a antrenamentelor trebuie să fie undeva sus. Și atunci, în situațiile astea, poți să intri în conflict cu jucătorii, ceea ce nu-și dorește niciun antrenor. Nu-mi doream nici eu să mi se întâmple chestia asta. Însă a fost o echipă care, din punct de vedere profesional, a fost excepțională. A avut un mare ghinion. În lot exista un jucător, Gleston, care a jucat la Juventus, a jucat la Sporting Lisabona, un jucător excepțional, care putea să joace fundaș central și putea să joace mijlocaș central. Or, accidentându-se, a pierdut un procent foarte mare de siguranță în echipă. După aceea am avut inspirația, după ce am venit la Vaslui, că am venit în octombrie, o echipă în care mijlocaș lângă Pavlovi și lângă Ghencev juca Wesley la 70 de metri de poartă. Wesley trebuie să joace în ultimii 16 metri. Și atunci am reușit să redistribui echipa în teren cu Sânt Mărtean, cu Wesley și cu Ada Hilton. Cu Wesley pentru finalizare. Sânt Mărtean și Ada Hilton erau două guri de foc pentru orice echipă. Pentru orice echipă. Doi jucători fantastici, amândoi. Iar pionul foarte important în echipă era Tenvangera. Toate glumele care apația... Câți ani avea Tenvangera? Nu știe nimeni acabă. Dar să spun ceva. Tenvangera l-a cumpărat Porumbiu cu 47.000 de dolari. Iar când am jucat în grupe cu Lazio, cu Sporting da, și da. Cu Zurich, a fost cel mai bun jucător al nostru. Cel mai bun jucător al nostru. Oricum și-a scos banii. Nu că și-a scos. Trebuia să câștige extraordinar de mulți bani Adi Porumboiu pe Tenvangera. Pentru că orice echipă își dorește să aibă acolo un jucător care să țină spatele la toate trăznetele care se întâmplă în careu acolo. Și asta făcea. Însă, da, era ca un munte, așa care se bătea cu tot. Era, avea 1,86 m și era, dacă te loveai de el, zice că te-a lovit vreo macara, așa erai. Auzi, tati, te mai sună vreunul din ăștia? Cu Wesley ai mai vorbit? Cu... Da, da, pe a venit, când a venit în țară, da, odată de ziua mea m-a sunat să-mi spună, bunicule, ce faci? Că așa îmi spunea el.